Grădinile verticale sunt soluții perfecte pentru a pune în valoare un perete inestetic. Ele nu ocupă loc, dar puteți planta până la 30 de plante pe metru pătrat. Știați că este strict interzis să udați un aranjament din mușchi, dar că lichenii trebuie neapărat pulverizați cu apă? Ați aflat că lichenii urbani nu sunt vii, deși dau această impresie, mărindu-și volumul ca un burete când sunt stropiți cu apă? Fie alegeți un perete vertical din plante verzi, fie preferați ceva mai ușor de întreținut, licheni ori mușchi, aveți nevoie doar de puțin atenție în irigarea și toaletarea lor. Le avem alături de noi pe domnul Silviu Corpodeanu, managerul unei firme de amenajări grădini verticală din Cluj-Napoca. Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre ce înseamnă grădini verticale. Bună ziua! Grădinile verticale, în principal, sunt împărțite în trei mari părți, să le numim așa. Odată, grădini, peretele vegetal, cum îl numim noi, ce are plante naturale în componența lui, grădinile cu mur stabilizat și grădinile de licheni. Licheni urban este denumirea comercială dată de noi. Lichen simplu este ceea ce puteți găsi, lichen natural, lichen urban, cum le spunem noi. De când au intrat în tendință și grădinile verticale? Acum câțiva ani puțină lumea auzea de ele. Dar noi suntem prezenți pe piață în 2011, am avut primii 2 ani de acomodare, de a învăța un pic, de a educa un pic piața ce înseamnă aceste grădini, fie că e vorba de mușchi, fie că e vorba de licheni, fie că e vorba de plante naturale. În schimb, în ultimii ani, pot să vă spun că tendințele au ajuns și în România, și în Cluj, și în București, la un nivel în care de la, să zic, 3 firme în 2011 care se ocupau cu așa ceva, în momentul de față există undeva la peste 30 de firme care se ocupă cu așa ceva. Ceea ce înseamnă că a apărut și la noi o piață și oamenii încep să prinde tot mai mult tendințele care sunt prezente la nivel european și internațional. Ce le-a spune clujenilor de rând care au rețineri în a-și amenaja locuința cu asemenea grădini? Ar putea ridica problema unei inundații sau o hidroizolație proastă care poate distruge peretele? Nu, din punct de vedere a izolației, sistemul nostru este un sistem un pic mai special, este bazat pe sistemul folosit de Patrick Blanc, care este inițiatorul și fondatorul acestei mișcări grădini verticale, el având un sistem din acesta pe bază de puzzle din anii 80, înainte să intre pe piață comercială, undeva la 20 de ani a rezistat acel perete. Peretele vegetal realizat de noi este un sistem care se protejează peretele printr-o folie, care este o folie antiumiditate, care este redundanță până la urmă, că n-am avut niciodată probleme, o distanțare de perete față de perete aproximativ 3 cm, peste care vin niște plăci de PVC la rândul lor prinse prin nituri de profile de aluminiu, peste plăcile de PVC vine puzzle în două straturi în care efectiv se plantează. Astfel se creează și o perdea de aer în spatele peretului vegetal, ceea ce nu lasă să existe umiditate. Și în cazul în care, prin absurd, ar fi perforat PVC-ul, irigarea are loc printr-o perdea de apă, ceea ce nu ridică probleme. Nu există presiune la apă și dacă s-ar scurge în spatele PVC-ului apă, iar curge frumos în gheap, care PVC-ul este distanțat de perete, exact din acest motiv. Dacă cumva există vreo infiltrație, se poate să se scurge pe spatele PVC-ului în jgheap. Nu există pericolul, nu știu, apariției mucegaiului sau igrasiei în momentul în care vorbiți de o perdea de apă? Nu, în mod normal, puzzla care o folosim noi este 99% sintetică și am lucrat aproximativ 2 ani pentru a ajunge la densitatea ideală și la componența ideală. Este realizată de o firmă mare din România, care este de fapt o corporație la nivel internațional, și 99% sintetică. În ce idee? Da, pot exista momente unde mai există bumbac, un punct de bumbac care va putrezi, dar noi administrăm un biotop special care în primele 2 luni maxim face ca să se dizolve, să dispară tot ce există organic în puzzle. Se lucrează din udări pentru că fiecare perioadă anului este diferită și trebuie adaptată chiar dacă vorbim de interior. În ce sens? Noi momentan ne aflăm în cadrul unui lobby în care, în mod firesc, fiind vară imediat, va fi foarte cald și se va pune aer rece. În momentul acela trebuie să adaptăm sistemul de irigare pentru astfel de condiții în care aerul este mai rece. Iarna, în schimb, când se dă căldură, din nou trebuie adaptat sistemul de irigare să compenseze față de apă care se evaporă din puzzle.
Credeți că aceste grădini verticale vor lua în curând locul plantelor verzi care le găsim expuse prin holurile instituțiilor sau birourilor? Nu. Din punctul meu de vedere este total contraindicat să ne gândim la așa ceva. Deci nu o să putem compara niciodată un arbore care poate crește la 2-3 metri cu o grădină verticală. În schimb, grădina verticală vine în completare la aceste amenajări și poate să pună în valoare un spațiu care altfel ar fi fost mort, fiind vorba de vertical. Orice calcan care le avea într-o clădire și nu poate fi folosit pentru altceva, poate fi reconvertit într-o anumită măsură pentru a-l îmbrăca cu plante vii. Sau plus, poate fi folosit o grădină verticală în spații foarte mici, unde chiar realmente spațiul nu-ți permite o grădină sau plante. Da, în principal acesta a fost și scopul. Dar ca o idee, grădina verticală, să știți că întotdeauna omul imită natura. Prin grădină verticală puteți vedea și în natură și în principal în jurul cascadelor. Oriunde va fi o cascadă, pe versanții dreapta-stânga vor fi plante și nu doar plante mici, ci inclusiv arbuși și arbori care își fac loc în orice crevese pentru că este umiditate și acolo sunt și nutrienți și de obicei în jurul cascadelor viața este mult mai abundentă. Mai am o curiozitate. Am vorbit de grădini verticale în interiorul clădirilor. În ce măsură se pot construi, amenaja ele pe exterior, nu știu, într-o grădină, pe un perete, pe un zid al grădinii inestetic pentru a-l masca? Da, noi am realizat și grădină la exterior, doar că aici intervine particularitățile vremii. Ca un exemplu, fiind în Cluj, știți prea bine că în Cluj are o particularitate, că de obicei în luna februarie vine un îngheț târziu. Am avut acum câțiva, undeva 5 ani, mi-aduc aminte de un îngheț de minus 20 ceva de grade în februarie, ceea ce aduce unele mici probleme grădinii. România, de exemplu, fiind o climă temperat continentală, 100%, avem variații foarte mari între vară și iarnă. Plus 35-40, minus 20, minus 25, ceea ce duce la peste 50-60 de grade diferență între vară și iarnă. Și cum alegeți atunci speciile de plantă pentru exterior? Se reduce foarte mult numărul de specii folosite, dar în același timp grădinile de exterior, grădinile verticale de exterior sunt amenajate pe fațade nordice sau, să spun mai simplu pic, umbră sau semi-umbră. În modul acesta cu pâzlă nu vor fi niciodată realizate spre sud sau orice altă variațiune a sudului pentru că le va usca, pâzla va fi uscată instant de soare. La Constanța, ca și o curiozitate, a fost realizat un mall, o grădină în care este de jur împrejur cu niște module și o specie de sedum, care este o specie de suculente, dar nu a acoperit și nu cred că va acoperi niciodată modulele respective pentru că nu prea este fezabil și realizabil așa ceva cu plantele respective. Dacă era o latură nordică, s-ar fi putut folosi pâzlă, care, după cum vedeți aici în spate, acoperă plantele tot. Nu da, se vede pâzlă aproape deloc. Aici la baza grădinii, pâzlă. Da, la baza grădinii, din punct de vedere mecanic și fizic, nu putem planta chiar ultimul centimetru de pâzlă, de aceea se vede cam la toate, dar... Dar se poate masca estetic printr-un zid, o bordură, probabil. Da. Noi folosim și șghiabările, sunt folosite într-un material de polipropilenă pentru a nu avea reacții chimice. Având în vedere că noi purificăm apa cu osmoză, avem zero săruri în ea, alimentând nutrienții specializați pentru astfel de sisteme și biotopul, știm că la plante ajunge strict ceea ce dorim. Noi nu mai avem duritatea apei, clorul și tot ce există în rețeaua de apă. Iar acest șcheab este foarte practic pentru a se scurge apa din pâsla, care e la baza plantelor? Da, în principiu folosim un sistem de recirculare. Irigările revin în bazin, asta este și pentru a avea un consum redus de apă. Apa, la nivel global, este una dintre cele mai mari probleme. Noi, de când am pornit firma, am fost orientați și suntem orientați în continuare. De ce? Eu sunt horticultor, am master în biodiversitate și bioconservare și de acolo, de la acel master, am unele lecții care nu pot să nu țin cont de ele și știu foarte clar cel mai valoros lucru, cel mai valoroasă resursă care o avem în momentul de față este apa. Așadar, dacă puteți refolosi, recircula apa din sistemul acesta, o veți face întotdeauna? Da, o vom face întotdeauna cu cea mai, fără nicio problemă și chiar este indicat pentru că se salvează inclusiv soluția nutritivă și nutrienții și încercăm să poluăm cât mai puțin, încercăm să avem un consum cât mai mic de apă. Asta mă gândeam că și din punctul de vedere al clientului este foarte practică ideea, nu se pot speria de costurile mari care implică un perete întreg.
amenajat. Plus ulterior, noi încercăm să explicăm clienților să trateze grădinile verticale cu acest sistem, cu o investiție, în ce sens? De principiu, în care investești la început o sumă mai ridicată, dar ți-o recuperezi în timp prin costuri reduse la utilități și la nivelul de intervenție. Pe când poți să ai o chestiune ieftină și să ai costuri de exploatare mult mai mari. Noi suntem pe principiul invers. Mai bine plătești la început un ban serios și știi pe ceea ce stai. Plus că noi avem o rată acceptată de mortalitate de 5%. Asta înseamnă că dintr-o 100 de plante noi acceptăm să moară 5. Până acum nu ne-am depășit-o. La nivel european știu că este o rată de mortalitate între 25 și 35%, care este acceptată de către producători altor sisteme, că discutam de altor sisteme. În puzzle, Patrick Blanc, de exemplu, nu-și asumă, nu există nicio rată de mortalitate. Din punctul lui de vedere, spun, dacă respectivele plante mor, nicio problemă, lăsați așa, pe puzzle va apărea ceva. Vorbiți de acele plante care, nu știu, dau lăstari sau pui? Sunt și plante care, într-adevăr, se întind și pot să ocupe acea zonă, dar avem realizat și la Grădina Botanică din Cluj un perete care poate fi vizitat de toată lumea. Acolo am avut în primele 6 luni o mică problemă, s-au furat plante în continuu. A rămas o zonă neacoperită, dar pâzla umedă tot timpul și în contact cu raze solare dezvoltă, a apărut mușchiul în mod natural. Are loc, putem să-l numim inclusiv ecosistem vertical. De ce? Vă ziceam că purificăm apa, administrăm nutrienți, în același timp administrăm un biotop, adică microorganisme de la diverse specii de ciuperci și bacterii care ajută la dezvoltarea plantelor și inclusiv pe puzzle să apară în mod natural alge, după care mușchi și ulterior cu aerul de afară pot să vină inclusiv spori de ferici sau mici semințe de alte plante și să se prindă de puzzle. Și se îmbogătește practic sortimentul care există inițial pe puzzle. Dar ce se întâmplă când o parte din plantă mor și rămân goluri inestetice? Este posibilitatea să le înlocuiți intenționat? Da, da, există acest sistem cu puzzle, ne permite inclusiv să înlocuim și câte o plantă. Putem crea un buzunar, dacă o plantă a murit, se taie buzunarul plantei respective, se vine, se capsează peste o altă plantă cu un bucată de material de puzzle. Și astfel nu avem intervenție, nu trebuie înlocuită per total grădina sau probleme din acestea. Plantele efectiv se așează în locurile potrivite după ce ați montat puzzle sau înainte? Perforați pâsla și scoateți pe acolo puiul de plantă? Se montează pe veceul, se montează pâsla în două straturi și în funcție de cum este desenul, trasăm pe pâsla desenul, urmând să se planteze direct în pâsla. În ce sens? Având în vedere că pâsla este în două straturi, se creează o incizie cu cutterul. Pot să vă arăt aici, o incizie cu cutterul, se plantează planta și se capsează de jur împrejur. Se capsează planta în ideea în care să nu se oxideze rădăcinile. Deci chiar arată ca un fel de buzunar în care trăiește rădăcina plantei? Da. Este un buzunar realizat de noi, nu este făcut dinainte, pentru că nu știm întotdeauna cum vin plantele și decât să avem o chestie sistematizată care să fie ca un, să zicem, niște pixeli care știm exact ce și cum preferăm să plantăm la fața locului și astfel putem intercala plantele pentru a maximiza efectul lor de la început, să nu se vadă zone de puzzle cât mai puține, inclusiv de la început. În funcție de tipul de plantă, aceste buzunare pot fi mai mici sau mai mari, da. Nu știu dacă aveți iederă, dau un exemplu, nu știu dacă e potrivită pentru așa ceva. Mă gândesc că aceste buzunare sunt mult mai mici, dacă aveți ferigi, trebuie să alocați un spațiu. Totul ține de ghiveciul plantelor. Noi în general încercăm să comandăm plante la un ghiveci care are undeva la 12 cm diametru, dar se poate să nu se găsească pe piață în momentul acela și să optăm să fie nevoie și de un ghiveci de 15 sau chiar 20 cm și în momentul acela buzunarul va fi mai mare. De aceea optăm să plantăm fiecare plantă la fața locului. De acolo vine și numărul de plante, în 30-35. Nu e tot una ca și ghiveciul să aibă 12 cm sau să aibă 15. În momentul ăla trebuie diminuat un pic numărul de plante pe metru pătrat. Spuneați că există o anumită sezonalitate în modul de îngrijire și întreținerea acestor grădini verticale în funcție de anotimp. Ne aflăm aici la sediul unuia dintre clienții dumneavoastră, un dezvoltator de softuri IT și grădinile pe care le-ați amenajat se întind pe 4 etaje înălțime. 4 nivele, da. Sunt pe 4 nivele și împreună însumează peste 60 de metri pătrați, în jur de 63 de metri pătrați, nu mai știu exact suprafața și undeva, sigur, peste 1500 de plante folosite și 4 specii căzute de acord cu arhitecții lobby-ului și clădirii. Speciile de plante putem merge până la 20 ceva de specii de plante folosite în funcție de ce se dorește. Aici s-a dorit să fie ceva un pic mai elegant, mai simplu, să fie cât se poate, să nu fie atâta volumetrie implicată.
Vorbiți și de anumite trenduri în designul acestor grădini? Lucrați cu niște arhitecți peisagiști sau aveți specialiști în firma dumneavoastră? Desenul este realizat de mine și de colegii mei și eu decid speciile și eu am ultimul cuvânt când vine vorba de ce specii sunt folosite, pentru că dacă ne asumăm și ne ținem fiind o firmă serioasă, asumându-mi, asum momentul în care eu am cuvântul. Discut cu clienții, de comun acord li se prezintă niște specii, li se prezintă niște desene, niște posibilități de astea, dar având în vedere că noi, de aceea apelează lumea la noi, optează și ei și înțeleg momentul că noi ne asumăm acest lucru și noi avem ultimul cuvânt, vine vorba de speciile folosite și de desen. Speciile de plante le recomandați și în funcție de specificul clădirii, dacă este vorba de un apartament, o casă, o clădire de birouri cu suprafețe vitrate mari, pot fi specii diferite de plante? Sincer, nu. Speciile le alegem în funcție de dimensiunea grădinii. În general, la firme, la persoane juridice, grădinile sunt mai mari, de aceea putem juca cu specii care au și cresc și mai mari și au și o volumetrie a unei grădini. La persoane fizice, căci am avut și astfel de lucrări, am lucrat cu specii care nu aveau o volumetrie așa mare ca să nu furăm din interiorul casei. Aveți un sistem de amenajare a grădinilor verticale pe suport de pâstlă. Cred că sunt și alte tipuri de amenajare a grădinilor pe pământ în niște săculeți sau cuiburi se numesc. De ce ați optat pentru sistemul de pâslă și nu pentru sistemul de pământ? Păi, am să vă spun în felul următor. Patrick Blanc, după care vă spuneam că ne-am inspirat sistemul, are peste, cred că la ora actuală, peste 500 de grădini la nivel mondial. Este un sistem care funcționează, este un sistem care nu l-a adaptat la cerințele României și la nivelul de automatizare care în România este deasupra oricărei alt firme, să zic. Astfel nu știm alte firme care se poate să facă un sistem astfel de automatizat și să-și asume în același timp acest sistem. Mai există, pe lângă ce ați menționat dumneavoastră, săculeți vegetativi sau cuiburi, cum sunt numiți comercial, mai există mai mult peste 12 feluri de sisteme, de la casete de plastic până la anumite spume în care pot fi plantate. La noi pe piață, într-adevăr, cele mai uzuale sunt cuiburile acelea nutritive, care au și avantaje, dar din punctul meu de vedere ca horticultor, în primul rând, nu ca businessman, să zic așa, sau antreprenor, dezavantaje mai multe. Care ar fi acestea? În primul rând, dezavantajul este lipsa drenului și obligativitatea că în momentul în care folosești mai mult de o specie în cadrul unui săculeț, tu trebuie să fii atent cât de tare uzi, cum uzi, pentru că dacă pui mai mult de o specie, înseamnă că tu vei uda la fel poate două specii care nu au aceleași cerințe din punct de vedere hidric sau din punct de vedere a altor condiții care sunt ideale pentru creșterea lor. Avantajul săculețelor vegetative ar fi că pot fi realizate lucrări mici, să zicem de jumătate de metru pătrat, de către persoane acasă, dar, din nou, în momentul acela este nevoie de implicare mai puternică din partea clientului. Adică, iar sistemul pe care îl recomandați și îl practicați dumneavoastră merge foarte mult pe ideea de automatizare, tocmai pentru a evita greșeala umană. Da. Dar sistemul nostru poate fi și de la un sistem simplu, cu un bazin la bază, o pompă submersibilă care se rige peretele, dar în acel moment clientul va trebui să-și curețe bazinul o dată pe lună, să administreze singur nutrienți. Sistemul nostru poate fi dus la nivelul de automatizare încât se realimentează bazinul cu apă purificată prin osmoză, automat, prin anumit senzori care au loc. Există un supraplin ca tot timpul să se împrospăteze această soluție nutritivă până la urmă, deoarece după alimentarea cu apă de la osmoză, are loc printr-un computer dozarea nutrienților și echilibrarea nivelului pH-ului. Sună deja foarte complicat și cred că am intrat pe tărâmul specialistului. Vreau să vă întreb concret, dacă vin clienții și vă cer sfatul, au un anumit perete pe care doresc să-l amenajeze, de la ce începeți? Luați măsurătorile și apoi alegeți plantele împreună cu dânsii, iar când ajungeți la nivelul de a gândi partea de automatizare, cum procedați? În primul rând, cerem un plan. Trebuie să vedem dacă este posibil un anumit nivel de automatizare, după care intrăm în legătură cu clientul și prezentăm opțiunile care le avem. Dacă dânsul insistă, îi prezentăm operațiunile care trebuie realizate de către dânsul. De ce? Majoritatea lucrurilor noastre sunt în afara Clujului, sau chiar și în afara țării. Ultima lucrare a fost reamenajarea unei grădini verticale în Chișinău, aeroportul internațional, care are undeva la 48 de metri pătrați.
după care aflăm planuri, vedem că este posibil tot, să mergem mai departe, se realizează partea de structură și alegerea plantelor, cum spuneați dumneavoastră, este ultima etapă. După ce vedem că totul este pus la punct și avem sistemul și se verifică sistemul de folosință, după care atunci aduce la comanda plantelor și plantatul lor efectiv. Faceți un mic instructaj clientului înainte să-i predați lucrarea, îi explicați ce trebuie să monitorizeze? Da, pe lângă un mic instructaj, de-a dreptul facem și un mini manual de folosință cu poze, cu propria lui grădină, unde sunt indicați tot ce are nevoie de la robineții pentru reglarea irigării, dacă este prea tare, prea încet, programatorul care programează momentele de irigare, timpii de irigare, inclusiv un mic instructaj despre ce înseamnă aparatul de osmoză și cum ar trebui să-și schimbe filtrele odată la 6 luni, filtrele grosiere și filtrul membranei osmotice la 12 luni. Ce mai înseamnă partea de intervenție și de îngrijirea grădinilor? Eu vă spunzesem la un sistem foarte automatizat că se dozează nutrienții, se alimentează cu apă, dar plantele cresc. Deci la un sistem foarte automatizat, obligatoriu este nevoie de intervenție de a tunde plantele și de a le toaleta un pic. În ce sens? Având foarte mulți foarte multe plante pe metru pătrat, undeva între 30 și 35 de plante, în funcție de dimensiunea ghiveciului. E foarte greu să avem o densitate de 30 de plante pe metru pătrat și să înghesuim 1500 de plante într-un spațiu de 100 de metri pătrați, orizontal. În schimb, pe verticală putem folosi peretele și avem o densitate mare, dar această densitate atrage după sine, cum s-ar spune în engleză, survival of the fittest, adică supraviețuirea cel mai puternic, astfel că plantele riscă să se inhibe între ele și de aceea este nevoie de intervenții. Ca un exemplu super simplu ar fi dacă deasupra grădinii aici am avea o ferigă, ea va curge feriga, va putea inhiba undeva la 2-3 plante sub ea și în momentul... Practic, ea poate să sufoce restul plantelor. La inhibarea respectivă, în primul rând, este sufocarea lor prin... apa ajunge la planta respectivă, dar nu mai are lumină și cred că știe toată lumea, plantele au nevoie în principal de apă și de lumină pentru a trăi. Spuneți-ne acum câteva cuvinte despre solicitările pe care le primiți din partea unei, nu știu, persoanelor fizice, celor care doresc să-și amenajeze un perete sau o bucată de perete mai simplist, cu plante aromatice sau doar pentru a crea un accent într-o cameră. Am avut clienți care au optat și pentru perete vegetal, fie că este vorba de apartament, fie că este vorba de o casă privată, doar că vorbim aici de apartamente un pic mai mari față de cele care suntem obișnuiți în cartierele construite pe vremea răposatului, să zic așa. Dar, în general, pot să vă spun că și clienții persoane fizice încep să se orienteze și optează, în schimb, pentru lichen sau mușchi. Avem în gama noastră de produse ca și decorațiuni, sunt tablouri circulare cu lichen sau cu mușchi, tablouri dreptunghiulare, cele clasice, care pot să aibă rame de lemn, rame de plastic, pot fi colorate. Inclusiv avem colaborări cu artiști local grafici, care au integrat, avem o colecție ca idee, o colecție care se numește Mangoți printre zei, în care sunt desenați manual, reproduceri a unor desene manuale făcute de un artist local, unde sunt 6 zei și noi am îmbrăcat în jur cu licheni care pot fi făcute la comandă și culorile pot fi alese de către client, inclusiv la ramă, inclusiv la licheni. Sunt trei zei feminini și trei zei masculini, să spun așa. De ce persoanele fizice aleg în general licheni sau mușchi în detrimentul plantelor vii? Sunt mai ușor de îngrijit? Da. Ați intuit foarte bine, lichenii sunt mai ușor de îngrijit. Vă dau un exemplu, majoritatea persoanelor care își doresc astfel de amenajări este în momentul când pleacă în concediu. Ei bine, în momentul acela, cel mai simplu și cel mai ușor este să ai un tablou de lichen sau un perete cu mur sau un perete cu lichen la care nu ai nevoie de nimica. La un perete cu plante vii e nevoie, totuși fiind vorba de plante vii și de un sistem de automatizare, nu inteligență artificială, respectiv automatizarea are unele chestiuni, dar trebuie verificată. Ceea ce scoate, cum vă spuneam, scoate mult din factorul uman, din ecuație, din unele greșeli, dar în același timp trebuie verificat. Nu este un computer care să poată să decidă când trebuie. El are doar niște parametri în funcție de care funcționează optim. Iar tablourile cu lichen și mușchi sunt mai degrabă în natură moartă, adică trebuie îngrijite într-un fel anume sau pur și simplu le expunem și la un moment dat le aruncăm, trebuie înlocuită? Nu e vorba, n-aș numi o natură moartă. Lichenii ne joacă o festă, pot să vă spun, dacă pot să spun așa, în ce sens? Structura lor este de cel unui burete natural și ceea ce duce să fie niște canale, de fapt, canale goale care se hidratează în momentul pulverizării cu apă. Ceea ce oamenii înțeleg că ar fi vii. Nu, ei nu sunt vii, sunt mumificați. În mediul natural, specia de lichen folosită în astfel de amenajări crește 1 mm pe an.
Deci, nu așa, dar nu sunt vii, dar totuși cresc. E iluzia, e ca și cum ai fi dat un burete natural, în momentul acela el se umflă. Același principiu este și la licheni, doar că ei sunt moi la atingere și asta dă impresie oamenilor. În momentul când se deshidratează, se strâng un pic, în momentul pulverizării se hidratează, nu se umflă, e impropriu spus, se hidratează, ceea ce pare a fi vii. Omul percepe un pic a fi viu. Iar îngrijirea lor constă în a stropi acel tablou sau perete amenajat cu licheni? La licheni ar trebui să fie pulverizat cu cât de fin posibil ca să nu existe exces de apă care să curgă pe tablou sau pe licheni. La mușchi, în schimb, este total interzisă udarea lui, deoarece putrezește. De ce? Lichenii sunt o formă de viață mai primitivă decât mușchiul, deși și mușchiul în sine este tot o formă de viață primitivă față de plante care le avem aici în spate. Astfel că la, cum spuneați, la decorațiuni din lichen și mus sunt doar niște condiții. În principal sunt aceleași, să nu fie expuse direct razelor solare, pentru că razele UV ale soarelor decolorează orice, inclusiv hainele noastre, nu doar lichenii și mușchii. Și în același timp, lichenii au nevoie să fie pulverizați, mușchii nu. Ați mai avut și clienți care au ales să se ocupe singuri de grădină, dar ulterior v-au sunat pentru că nu se descurcă, pentru diverse probleme? Da, am avut și chiar și în Cluj o persoană fizică, o grădină mică în bucătărie, chiar cu plante vii, mi-am adus acum aminte. După 8 luni de zile a optat să revină la noi datorită faptului că nu și-a tuns grădina și plantele au fost inhipate, au murit de desubt și au mici probleme. În ce sens? Vă spuneam că este o automatizare și acolo era o automatizare relativ simplă, doar că este într-o zonă unde are des pene de curent. Penele de curent respective dau peste cap programatorul din priză și astfel nu a mai irigat grădina. Dinși nu au avut... Nu au fost atenți, probabil, la acest aspect. Au fost plecați, fiind persoane, s-au fost plecați și în momentul acela, după câteva luni de zile, și-au dat seama că, ok, mai bine, semnăm un contract în care vine cineva săptămânal sau odată la două săptămâni, cum avem cu dâns, și verifică și în caz de ceva putem suna, pentru că noi suntem, în caz de intervenție, în majoritate suntem în Cluj, putem interveni în caz că se întâmplă așa ceva. Dâns și au pățit, de exemplu, până acum de 3 ori cu pana de curent, ceea ce nu ține nici de ei, nici de noi, dar... Da, o conjunctură nefericită. Care s-a întâmplat. Spune asta, grădini verticale în bucătărie și sună interesant. Pare chiar o idee foarte bună să plantezi în bucătărie ceva ce poți folosi și pentru gătit. Nu știu, plante aromatice, condimente sau poate doar așa un petec de verdeață. Recomandat sau nu? Eu recomand, dar înainte de a-și crea astfel de grădini sau de a folosi cuiburile respective, trebuie să înțeleagă că plantele aromatice, în special ceea ce și-ar dori orice om în bucătărie, orice doamnă, orice bărbat până la urmă, au nevoie de lumină puternică, așa că ne putem să pui direct în geam o astfel de grădină, e bine să iei în considerare să pui lumini suplimentare. Altfel, te vei întoarce către furnizorul de grădină să spui de ce se lungesc plantele și nu cresc dese și frumoase cum le are bunica în grădină. Deci în momentul acela are loc etiolarea plantelor și îți dai seama când o plantă se tinde foarte lung și are noduri, internodurile mari, care are o lipsă mare de lumină. Ca un exemplu, ai dori să ai în bucătărie mentă, trebuie să înțelegi că menta este o plantă de full sun, de soare plin, soarele în puterea lui are 100.000 de lux, nu va crește niciodată menta la tine acasă cum crește în câmp. Nu ai cum să-i oferi condiția de lumină optimă, nu va scoate mentolul acela, nu va scoate intensitatea culorii frunzelor. Când vă gândiți la mentă, vă gândiți la verdele acela închis. Ei bine, în casă, foarte rar veți reuși să scoateți o astfel de mentă. L-am avut alături de noi pe domnul Silviu Corpodeanu, managerul unei firme de amenajări grădini verticale, alături de care am aflat de tainele acestui nou tip de aranjament. Pășim azi în bucătăriile tinerilor actuali, așa cum s-a exprimat chiar gazda noastră. În amenajarea unei bucătării, conceptul design box înseamnă totul la îndemână. Vorbim acum de cuptoare care beneficiază de expertiza 3 stele Michelin la pachet, cuptoare ce știu găti sous vide, fără să afecteze calitatea mâncării, dar nici să nu prelungească timpul de gătire. Aflăm despre cuptoarele compacte cu gătire asistată pentru burlacii care doresc o singură porție de mâncare, sau descoperim cum putem achiziționa un blat care imită perfect o lespătă veche de piatră, al cărui preț este perfect accesibil. Suntem alături de domnul George Schiau, reprezentantul și proprietarul showroom-ului de decorațiuni interioare. Bună ziua și spuneți-ne ce avem aici la raionul de bucătării. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am primit. Avem niște bucătării speciale, bucătăriile gândite, optimizate pe noile curente și trenduri foarte în vogă acum. Noi le zicem bucătăriile tinerilor actuali. Sunt toate dotate cu aparatură inteligentă, tehnologizate, văd aici o plită de-a dreptul SF.
Principalul nostru obiectiv a fost să facem o ofertă unică de vânzare. În principiu, produsele noastre să vină cu funcții deștepte și foarte actuale. Adică avem de față singura plită cu hotă, plită cu inducție și hotă integrată direct în plită, clientul poate beneficia de avantajul de a nu avea un corp superior cu tubulatură sau ventilație foarte inestetică și care afectează la rândul lui spațiul și utilarea. Totuși, aburul pe unde iese? Trebuie spartă pardoseala și există o țeavă pe dedesubt sau cum funcționează? Principalul avantaj al acestei plite hote, cum le spun clienții, majoritatea clienților noștri spun plită hotă, este că poate fi folosită cu ieșire directă din corpul inferior în exterior, atunci funcționează în parametrii cei mai buni 650 de metri cub pe oră, ceea ce poate duce o bucătărie destul de mare și o bucătărie în care se gătește, pentru că e foarte important să se gătească. Nu doar o cafea și un ceai? Exact. Pentru aceste nu aveți nevoie de hotă. În principiu, ea filtrează tot ce înseamnă miros, are un filtru dezeolit. Acest filtru se tratează periodic în cuptorul normal din casă și cu această ocazie primește proprietăți revigorate de fiecare dată. Mirosul este absorbit de acest filtru și în rest partea de grăsimi sau filtru inox care îl au celelalte hote este chiar în inima plitei. Ușor de întreținut, ușor de spălat, ușor de folosit, are o funcție automată, în principiu, în momentul în care vrei să oprești gătirea, e foarte important să mai funcționeze partea de hotă și plită, plita se oprește, hota să mai funcționeze un 5 minute și atunci apeși pe această funcție automată și ea se duce și se reduce automat ca și turație, dar nu uită ultimii aburi. E minunat, nu mai suntem condiționați de amplasarea plitei lângă un perete pentru a instala și hota, iar în cazul în care dorim să folosim o insulă de gătit, nu avem nimic deasupra spațiului de gătit, nu știu, inestetic sau care să dea senzația de apăsător. De obicei, cea mai mare problemă în zona insulelor este faptul că utilitățile trebuie să fie foarte la îndemână. În cazul unui apartament, toate schimbările sunt majore. Sunt prevăzute coloane de scurgere, sunt prevăzute coloane cu partea de alimentare cu apă. La o casă e mai simplu, poți să o prevezi, poți să muți o canalizare, pe când la un apartament e greu de dus. Ai nevoie doar de curent electric și propriu zis ai plită pe inducție, poți găti și ai și hota built-in. Nu trebuie să te gândești la alte lucruri decât cele funcționarea pe bază de curent. Funcționarea pe bază de curent și filtru și automat eu am o insulă independentă. O insulă în care pot să mă gătesc, să gătesc zilnic, în care pot să mă bucur de familie, de timp împreună. În conceptul nostru, insula este gândită ca și un spațiu în doi, adică acel spațiu în care eu dacă vreau să gătesc, alături de tine pot să fac lucrul ăsta. Nu mai este nevoie nici să izolezi persoana care gătește între patru pereți, dar în același timp, într-un open space, nu umpli întreg spațiul living-ului de aburii mâncării gătite. Suntem tot în zona caldă, văd în spatele nostru un perete întreg de aparatură. Spuneți-ne despre ce e vorba. Provine din cultura de amenajare nemțească, designul simplu, util și box, adică efectiv totul într-o cutie la îndemână, cuptorul este ridicat la nivelul utilizatorului, vine direct la nivelul mâinii și de asemenea utilizează spațiul la maxim, adică pe lângă faptul că am un cuptor de gătire, pot să am și un cuptor cu funcții speciale, gătire rapidă, de congelare, funcții de convecție, înlocuiește acea microundă care în ziua de astăzi este foarte banată, toată lumea se gândește că n-ar mai trebui să o folosim sau ne aduce argumente să nu mai folosim. Noile funcții ale cuptoarelor actuale vin cu înlocuirea microundelor, convecție, încălzire rapidă pe bază de ventilare, cavități mult mai mici, adică avem o cavitate destul de mare, aici avem o cavitate mică, timpul de încălzire este redus propriu-zis la jumătate
Și practic, cele două cuptoare au funcțiuni diferite, dar pot fi achiziționate și separat dacă totuși posibilitățile financiare ale clientului nu permit. Într-adevăr, această linie de cuptoare noi o promovăm în principiu în funcție de nevoile clienților. Ca să vă imaginați, orice cuptor poate să pornească de la 899 de lei și poate să ajungă la 1000 de euro. Prețuri accesibile, cele de la limita inferioară. Prețurile accesibile includ funcțiile de bază al unui cuptor, acele 6 funcții sau 4-6 funcții. Sunt funcțiile de gătire tradițională, gătire statică, gătire ventilată. Bineînțeles, în limita bunului simț, reglajul de temperatură și rezultatele de gătire sunt influențate de aceste lucruri. Cu cât cuptorul este mai evoluat, apar funcțiile gen gătire pe bază de aburi, aici vine un dispozitiv în care noi punem cantitate de apă, gătire în sous vide, acest cuptor are o funcție de gătire în sous vide. Sous vide înseamnă gătirea la temperaturi foarte joase, adică să vă imaginați un mușchiuleț de porc împănat, gătit la 65-90 de grade, pe baza temperaturii ridicate a aburului și funcțiilor speciale acestui cuptor. Timpul de gătire crește dacă gătim la temperatură foarte joasă? Nu crește, tocmai ăsta este principalul avantaj. Gătirea în vid nu afectează timpul de gătire, ci doar proprietățile, tot ce înseamnă proprietatea cărnii, proteinelor este mult mai bună, legumele iasă, nu părăsesc zona de fierbere care depășește. Putem face o paralelă cu acea oală sub presiune pe care o foloseau mamele și bunicile noastre? În principiu putem să facem o asemănare cu acel concept. Singurul lucru care ar trebui de ținut cont este să existe un aparat de vidat. Chiar am făcut teste, aparatul de vidat propriu zis scoate tot aerul și extrage tot oxigenarea propriu zisă din carne din, și în momentul în care e supus gătirii cu abur sau gătire sous vide, acel produs nu-și mai pierde din proprietățile lui sănătoase, proprietățile legumelor, proprietățile cărnii, care le alterăm poate prin supragătire sau prin existența unui timp prea îndelungat de gătire. Vorbim tot mai mult de gătitul la cuptor. În condițiile în care e vorba de o locuință mică, poate și plita nu a fost neapărat o opțiune achiziționându-se un cuptor de acest gen, nu știu, putem găti și mâncăruri elementare, gen o omletă, o papară? E posibil. Există. După cum vă pot arăta, în acest cuptor avem încorporate 125 de rețete memorate, testate și verificate de către un bucătar din Germania renumit care are 3 stele Michelin. Și chiar povesteam, vine cu acel know-how chiar și pentru o începătoare care vrea să facă o surpriză viitorului soț sau... Deci e cea mai bună investiție care poate să facă o tânără din ziua de astăzi. Nu un curs de gătit, poate să însemne pentru ea un cuptor cu toate cursurile de gătit. Clar... Și probabil că, din punctul de vedere al banilor, prețul cuptorului este sub acest curs de gătit cu un specialist. Eu cel mai bun raport îl pot face timp și bani. Este faptul că nu mai avem timp, nu-i neapărat valoarea banilor. Timpul. În momentul în care l-am cumpărat, e ready-made, l-am conectat la curent și de astăzi sunt expert în gătit. Apropo de existența unui meniu, putem să vedem exact ce vrem să facem. Avem legume, vrem să gătim niște legume ca la carte, clar avem rețetele built-in, putem face legume mediteranene, selectăm. Există o listă foarte clară cu ce trebuie să cumpărăm, ca ne putem nota, e un fel de smartphone al cuptoarelor. În principiu, toată lumea a asociat-o cu o tabletă pe care o folosești. Vine cu toate informațiile, mod de preparare, spălați legumele, tăiați-le în bucăți. Efectiv, te tratează ca și un începător și îți spune toți pașii. Meniul românește, un lucru foarte important, 100% românește. Probabil că nu toată lumea știe, dar acest furnizor a implementat pe tot ce înseamnă gamă de cuptor.
E și cel mai simplu are acest mod de utilizare în românește. Este foarte simplu și pentru persoanele care probabil nu sunt familiarizate cu limba engleză, în ceea ce privește mai ales anumite termeni specifici. Cele mai mari situații sunt atunci când este o trecere bruscă de la un simplu aragaz. Tot ce înseamnă o familie tânără se mută într-un apartament nou, are un buget limitat și vrea să achiziționeze acele lucruri care n-au existat în familie, dar care sunt conectate la tehnologie. Toată lumea știe foarte simplu să gătească într-un aragaz. Am deschis ușa, am pus sus, am făcut flacără, înveți. Pe când un cuptor, în momentul în care îl achiziționezi, trebuie să iei în calcul că sunt niște setări. Este setare de temperatură, de timp. Toate aceste lucruri influențează mâncarea. Influențează în bine, iar faptul că avem rețetarul și toate specificațiile în limba română, cred că este mult mai ușor pentru oricine. Ca și trecere, ca și zona. Acum aș face o curățare, da. Există și, nu știu, rețete simple pe care le aveți inserate în acest rețetar sau se gătesc doar lucruri sofisticate? De la cele mai simple rețete, de exemplu, chiar în acest meniu avem roșii cu coajă. Foarte recomandate pentru proprietățile destul de sănătoase pentru piele. Ne explică foarte clar, simplu, tăiați în cruce partea de sus a roșiei și efectiv să puneți într-un vas special. Deci detaliile sunt absolut clară, explicită pentru toată lumea și nici nu văd rețete cu ingrediente foarte sofisticate sau costisitoare neapărat. Există și rețetele complicate, adică dacă doriți să gătiți fructe de mare, un beef steak, un bine făcut, în care știe clar că toată lumea investește pe calitatea cărnii și o aduce acasă și o pui într-un cuptor care pur și simplu o distruge. Nu face față. Acest cuptor vine inclusiv cu o funcție specială, poate detecta faptul că vreau medium rare, well done, printr-un senzor intern conectat direct la cuptor. Iar preferința o selectezi din opțiunile cuptorului? Exact. Da. Se selectează în momentul în care ajunge la temperatura interioară, să zicem un 40 de grade interior, coacerea sau gătirea începe de la exterior spre interior, automat se oprește sau deconectează funcția de încălzire, funcția de gătire. El vine ca și înlocuitor al cuptorului cu microunde. Toată lumea recomandă înlocuirea lui din bucătăriile actuale. Acum el are niște avantaje, gătirea ultra-rapidă, time is money în ziua de astăzi, toată lumea vine obosită de la servici, efectiv, dorești să mănânci repede, mâncarea poate o ai deja pregătită în frigider, doar vrei să o reîncălzești. Și această funcție poate fi preluată de gătire rapidă sau, cum am discutat înainte, de a face doar o mâncare simplă, de un cuptor compact. Compact în sensul că am cavitatea mult mai mică, procesul de încălzire e mult mai rapid, am inclusiv funcție de gătire asistată, funcții care vin efectiv în ajutorul nostru. Gătire asistată, efectiv, am un semi-preparat, am o bucată mică de porc sau de vițel, adică eu sunt burlacul care vreau să-mi fac o bucată, mi-am cumpărat-o, ați văzut, porționată perfect. Am poziționat în tava de gătit, am făcut sosul meu special, am pus ingrediente, câțiva cartofi și efectiv această gătire cu sonda inserată face ca inclusiv vânat, miel, pasăre, să nu distrugă acea, chiar dacă e o bucată mică. Nu... Poți avea atât felul principal, carnea, cât și garnitura gătită în același timp? Exact. Deci în principiu poate găti având funcția de ventilare în spate sau acel ventilator, gătirea se face cu aer cald de jur împrejur, nu există neapărat un focus sau o rezistență care ar putea să ardă cartofii sau ar putea să ardă carnea. Sunt programe speciale care trebuie selectate. Acum, pentru o gătire perfectă, putem să mergem doar pe beef sau doar pe carne, dar, după cum bine știți, asta nu e neapărat o funcție extraordinară, ci pur și simplu o funcție preluată, aerul cald care, setat corespunzător temperatura, duce la gătirea întregului ansamblu. Ce avem aici, un lucru foarte important și e de ținut cont, funcția de convecție, adică funcția de convecție vine de ajutor pe cuptoarele compacte, în decongelare și în partea de încălzire sau preîncălzire sau
avem iarăși un mare avantaj. Am terminat de gătit o oală perfectă de salmare aburindă în cuptor și ne întârzie invitații, ne întârzie soțul, ne întârzie părinții sau cine trebuie să împărțim acea masă care e împlinirea ta pe ziua de pe fiecare zi. O pun pe funcție de așteptare sau efectiv o funcție în care mi-l păstrează cald. Adică să vă imaginați o temperatură de 60 de grade care este o temperatură foarte bună de a consuma sau pune spre servire un produs gătit. Se întâmplă de multe ori de sărbători și nu numai, poate când ai mai mulți oaspeți sau vin în tură, în vizită, mâncarea trebuie să fie în permanență caldă, o păstrezi la cuptor pentru următorii care îți bat la ușă. Suntem aici în fața unui blat foarte special și înainte de a-l atinge aș fi putut spune că este 100% piatră, dar are o textură caldă. Spuneți-mi despre ce e vorba. În principiu, curentele actuale se întorc foarte mult pe natural, pe tot ce înseamnă textură naturală. Textură naturală de piatră, textură naturală de lemn sau fibră de lemn. Pot să spun că mari producători de materiale de construit sau de producție au venit foarte mult în sprijinul nostru cu investiții majore în unitățile de producție. Printează decoruri perfecte, decoruri luate din blaturi. De exemplu, acest blat imită efectiv cu un grad de uzură de zeci de ani într-o bucătărie tipic italienească. O piatră care pare tăiată cu cuțitul zgriată. Efectiv, imită acea tăietură poate de 100 de ore a tăia pâinea, de 100 de ore a tăia cașcavalul sau îți poți imagina și îți dă frâu liber să te gândești oare ce s-a întâmplat, oare cum a gătit sau acel plus de valoare. Toate produsele din ziua de astăzi, mai ales pentru blat, mai speciale, vin cu această textură care nu se repetă pe întreaga lungime a blatului. Lungimea este limitată la 4,1 metri, dar, sincer, faptul că ai o suprafață care nu există printul repetat sau duce spre zona de imitarea naturalului sau a... Nu vreau să scot în evidență faptul că ar fi mai bine sau mai bun decât un produs 100% veridic, o piatră, un cuarț adevărat sau, de exemplu, o placare cu o lastră specială dintr-o piatră adusă special din Brazilia sau dintr-o carieră unicată în lume, ci doar spun faptul că este 100% accesibil pentru tânărul din ziua de astăzi, care își dorește ceva extraordinar, dar în același timp dorește să mai trăiască, au început să apară zeci de opțiuni la partea de chiuvete. În sensul că în toată lumea înțelege conceptul de a trata diferit, de a spăla un fruct, de a spăla o carne sau efectiv tot ce înseamnă gătitul zilnic. Și au creat scuve speciale. Acest producător, 100% made in Germany, vine cu soluții tehnice de ultimă generație în partea de material. Acest material are două nivele de tratare. Este nivelul 1 în care corespunde celor mai drastice reguli de igienă. Are o suprafață care nu formează bacterii și nu permite îmbolnăvirea cu diverse germeni, microbi, virus. Și a venit cu funcții de asemenea foarte deștepte. Clar că orice tânără din ziua de astăzi, conectată la tehnologie sau știe clar că orice bucătărie perfectă e liniară, e perfectă, e curată, e aranjată și toate sunt la locul lor. Și de aceea au venit cu soluții foarte smart, adică acel dispozitiv în care avem detergentul care la un producător e galben, la altul e verde, la unul e mai ieftin sau mai scump. Da, impresia de dezordine. Dezordine, plus că mai există riscul ca acea substanță să atace blatul, chiuveta. A venit cu o soluție foarte deșteaptă, o soluție, un dozator de detergent în diverse forme. Acest dozator foarte ușor de utilizat,
îmi cumpăr un refiller, am golit, salvez planeta, nu mai folosesc acel plastic de fiecare dată, toată lumea căuta într-o vreme lichidul de spălat vase cu dozator deasupra. Și acum mai nou poți cumpăra mult mai ieftin, fără să aibă acel plastic care costă destul de mult. Salvăm planeta, salvăm și estetica casei. Ne orientăm cu atenția spre electrocasnicele cu aspect retro și culoarea bomboanelor fondantă. În principiu, electrocasnicile retro au revenit în modă, în curentele actuale, fac parte din acea mică pată de culoare a bucătăriei. Noi recomandăm de cele mai multe ori să fie pata de culoare în orice casă și bucătărie, pentru că sunt la rândul lor și de foarte bună calitate, au foarte multe opțiuni. E foarte greu de schimbat, să zic, o bucătărie întreagă, financiar vorbind, dar un electrocasnic care oricum îl folosesc, să-l cumpăr de bun gust, de calitate și să fie o pată de culoare, de cele mai multe ori face diferența în spațiul pe care îl folosim. Avem bucătării întregi care merg pe curentul retro. Ne puteți spune câteva cuvinte și despre ele? Bucătăriile retro sau bucătăriile, eu zic bucătăriile fără vârstă. Aceste bucătării nu s-au demontat niciodată. Am vizitat târgul de la Milano, când a avut expoziția acum 2 ani pe zona de bucătării specializată și am rămas cu o chestie foarte importantă de la italieni, era faptul că before design was classic. Adică înaintea să existe designul sau curentul de design sau conceptul de design a existat clasicul. Dacă din cele mai vechi timpuri s-au promovat acele fronturi de valoare frezate, cu mânere, cu detaliu, cu tot ce înseamnă amprentă personală. Griul ca și culoare, albul, bejul, cremul, lucruri care nu își pierd valoarea decât într-un anumit context mult, mult mai avansat. Și nici nu se demodează, mă gândesc. Sunt foarte ușor inserabile în orice bucătărie sau orice interior? Pot să vă spun că 70% din produsele firmei noastre sunt bucătării albe și gri. Ce vedeți în prezent este o creație, pot să zic, unică în Cluj. Avem frontul de gri cu frezaj și sticlă ultra clară. E un front care s-a cerut foarte mult în ultima vreme. Producătorii au insistat foarte mult, dar e greu de făcut. Are acea patina timpului sau pot să zic... Seamănă bufetul bunicii. Da, bufetul bunicii, după care tot stânjim și într-adevăr are foarte multă cerere. Multă lume îl asociază acasă cu acest curent. Adică ne întoarcem acasă. Da, în special casa și cu atât mai mult bucătăria, vrem să ne aducă aminte de diminețile copilăriei. Vreau să vă întreb, cuptorul acesta cu aspect retro, interiorul, mă gândesc că este super tehnologizat, se poate deschide. Avem un cuptor cu toate funcțiile speciale disponibile, cu reglaje, cu curățare de ultimă generație catalitică, funcție de gândire, de gătire speciale, inclusiv timerul care este atât de deștept integrat. Pare un ceas vechi retro. Exact. Setările vin foarte intuitiv, am setat ceasul de acolo, la doar o apăsare de buton pot să îi fac să se oprească la un timp prestabilit. Observ inclusiv soneria, aduce a soneria vechilor ceasuri cu alarmă. Da, în principiu s-au gândit la toate detaliile, avem două disponibilități pe partea de mânere, avem un mâner cromat și există inclusiv pe negru și gold. Pentru acele mânere, dacă vrem să mergem pe o zonă mai antichizată, mai agresiv, aici s-a păstrat latura gri, dar ca să potrivească cu zona cuptorului, acele butoane foarte rezistente care rezistau în cele mai grele condiții de utilizare la vechile aragaze sau da, gama vintage. Cum putem asorta plita cu cuptorul acesta oldies? Oldies but goldies. E foarte greu să vorbim de o plită din sticlă neagră, să fie retro sau vintage, că se vede că are o latură, sticla este, face parte din curentul modern,
dar cei de la acest brand au hotărât clar să o integreze perfect printr-o pictură aproape manuală care să copieze liniile și caracteristicile cuptorului, să le unească într-un mix de design care clar se vede că este în această bucătărie, inclusiv cu blatul, patina clar potrivește cu partea de blat și blatul, tot pomeniți de blat, dă impresia unei scânduri naturale. Este lemn sau este altceva? Noi promovăm blaturile produse de către producătorii de blaturi sau specializați. Un blat de lemn, într-adevăr, este foarte frumos și în acest showroom avem produse exclusiv făcute din lemn sau furniruite sau promovăm acele produse de calitate, chiar avem o masă 100% din lemn. Problema cu lemnul este că el lucrează, este o fibră vie, care în timp și într-o utilizare constantă... Iar riscul apei pe suprafața lui... Da. Tratamentele actuale îi duc o rezistență, dar nu se compară cu un blat cu melamină termorezistentă, adică aveți și o plajă de... Am luat o oală de la încălzit și am pus-o pe el, rezistă undeva până la 150 de grade Celsius. Efectiv, tot ce înseamnă tehnologie imită textura perfect. Am și niște caracteristici tehnice de rezistență. De protecție împotriva microbilor, mă gândesc, poate fi dezinfectat mult mai bine decât o fibră naturală. Exact. Nu absorbe niciun material, triplu laminat, interiorul este tratat la umezeală, e foarte ușor de utilizat, se poate decupa, se poate integra, are texturi. Îl considerăm, eu mai zic, un mare avantaj este faptul că aspectul raportat la preț, raportat la utilizare este cel mai bun și nu schimba toată bucătăria, schimbă-ți un plat, un backsplash, poate o dată la 5 ani îți face o re. Avem aici un alt front de lucru care imită la perfecție piatra. Ne spuneți câteva cuvinte și despre aceste tăblii, nu se văd mânerele. De anul acesta am introdus, odată cu deschiderea magazinului, partea de fronturi din furnir natural, furnir natural de nuc, furnir natural de stejar, furnir natural de frasin. Am considerat foarte important stilul modern și de aceea nu există mânere sau vrem să spunem, nu-ți dai seama unde este mânerul. Efectiv, sunt multe opțiuni pe piață la mâner frezat. Noi venim cu o soluție de mâner aplicat, un mâner care, în principiu, sub lat, aproape că nu există. Este un mâner pe care, e un profil propriu-zis, pe care firma noastră îl promovează și îl customizează după nevoile clienților. Putem face galben, albastru, alb, în funcție de mobilă. Își păstrează latura practică, în sensul că pe întreaga lungime a frontului avem mânerul și în același timp partea de interior nu alterează frontul, are prinderea, deci nu avem nicio gaură pe partea de față. De asemenea, pentru sertarele cu funcții speciale, funcții electrice sau, clar că vine cu ca și un element de detaliu sau de protecție. Și chiar de design. Chiar de design, da. Ne mândrim cu el, solicitările sunt aproape egale cu celelalte, față de celelalte bucătării, dar, sincer vă spun, foarte apreciat, pentru că poate fi personalizat. Negru, alb și opțiunile de furniri chiar prind foarte bine cu acest mâner. Adică... În ce măsură preferințele clienților merg înspre a alege genul acesta de deschideri automatizate ale rafturilor, sertarelor? În principiu, în zona de utilitate a fost gândit în felul următor. Gătim, suntem... Uzi pe mână și ca să nu avem contact cu frontul, efectiv utilitatea sau ne permite să curățăm o farfurie, să debarasăm, să fim cât mai igienici, cât mai... Această funcție aparține producătorilor de la Bloom. Toate produsele noastre sunt standardizate cu balamale și sisteme de închidere. Aproape că nu există alt sistem utilizat de către firma noastră. Am observat și niște spații de depozitare a deșeurilor cu mai multe caserole, nu știu, e vorba de o depozitare selectivă a deșeurilor. Suntem susținătorii
noilor tendințe și suntem de părere că tot ce înseamnă selectare colectivă trebuie susținută și educată și de aceea am adus aceste sisteme integrate de coșuri. We'll be right back.